Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Declarația mea politică de astăzi, intitulată România anului 1 după centenar, se oprește la momentul în care ne aflăm într-o intersecție a timpurilor, centenarul consumat, lecțiile trecutului, concluziile și reflecțiile firești după această perioadă semnificativă parcursă, dar și deschiderile și etapele ce se află în fața prezentului. Originea, evoluția, istoria românilor au reprezentat mereu teme de cercetare, de dezbatere, motiv în plus pentru incursiuni, pentru explorări și pentru a explica ceea ce a însemnat o origine complexă, o origine care asumă și filonul dacic și filonul roman și aspectele latinității și ale romanității și o intersecție de timpuri și de drumuri tulburătoare ca semnificație de multe ori tragică aici în estul Europei, încât acum, la momentul când ne apropiem de sărbătoarea 1 decembrie, ne gândim sigur la 1 decembrie 1918, care prin proclamația de la Alba Iulia a însemnat consemnarea, definitivarea unirii provinciilor românești, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Crișana, Maramureș cu regatul României. Ceea ce suntem acum reprezintă un construct politic semnificativ, administrativ, teritorial, social, cultural, și în același timp o sumă a unor opțiuni pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Am ales să fim o țară europeană nu doar geografic, nu doar continental, ci și ca afinități ideologice, politice, culturale, oferind siguranță, prosperitate, modernitate cetățenilor noștri. Am ales să fim un membru marcant, important, credibil și consecvent în raport cu structurile internaționale, fie că vorbim de NATO, de Organizația Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, iar contribuțiile noastre devin tot mai semnificative. Optăm pentru calea democrației, a valorilor democratice de 30 de ani încoace. Inteligența tinerilor, a profesioniștilor noștri este recunoscută la nivel european. Rezultatele elevilor, olimpiadele, rezultatele studenților, valoarea absolvenților de universități, toate sunt validate la nivel internațional. Există și o cale echilibrată în raport cu vecinii, în raport cu minoritățile, în raport cu dialogurile internaționale. Deci sunt lucruri importante pe care le-am parcurs, sunt opțiuni semnificative, însă nu este suficient. Tocmai pentru că am depășit un an în care s-a ales un președinte, în care a fost o nouă opțiune pentru un alt mandat la nivelul Uniunii Europene, urmează un an al altor alegeri, cred că în fața României trebuie să subliniem că se află câteva lucruri importante. Un plan de țară mai serios, cu proiecte urmărite mai atent, mai consecvent, o opțiune pentru elite, pentru elite intelectuale care să fie după aceea valorizate și ca elite politice, deci un leadership politic bazat pe competență, pe valoare, pe opțiunea pentru elită, chiar dacă termenul de multe ori este evitat din perspectivă politică, dar e important să avem opțiunea aceasta pentru competență profesională transferată apoi în mod firesc în zona politică. Este important ca drumul și integrarea și consolidarea valorii noastre europene, odată cu intrarea și în spațiul Schengen, să devină o certitudine. Este important ca președintele să asume aceste proiecte de țară, să le ducă mai departe și să completeze ceea ce este de completat și la nivel de securitate internă și la nivel de relații internaționale. De aceea, în preajma și în contextul unei zile de sărbătoare, ar trebui să ne gândim și retrospectiv, reflexiv asupra trecutului, asupra poveștilor de succes sau de lentoare din trecut și, de asemenea, să avem viziunea, proiectele inspirate, solidaritatea politică, măsura și decența și o împletire rațională între ceea ce înseamnă valori autentic românești, opțiuni ale românilor și armonie, aliniere la valorile și opțiunile și accentele europene. Mulțumesc, deputat PSD de Iași, Camelia Gavrila.